Crezi că tufe? Ce faceți? Cum sunteți? Oare mă auziți? Că e târziu din nou când mă registrez. E 4:30 dimineață. Și nu prea pot să vorbesc tare ca să nu deranjez. Știți ce spun, da? Adică sper că nu deranjez. Și să nu mai faceți observația ară că să-mi scot mămăliga din gură, că n-am mămăliga, da? Doar simplu fapt că e 4:30 dimineața când mă registrez și mă registrez când îmi vine și mie, da? Acum mi-a venit ideea, acum mă registrez. Neputând așa să dorm, m-am gândit să vă întreb dacă știți oarecum trebuie să vă cereți iertare când greșeți față de cineva, indiferent că în prezența persoanei respective sau în absența ei. Știți cum să cereți iertare, mă? Nenorociților. Nenorociților mă refer la oamenii care greșesc angro și nu știu să-și ceară iertare. Și mai pretind și că-s creștini. Și aici mă refer ortodox pentru toate națiile, numai la penticostal. Că unii dintre voi credeți că eu am ceva cu penticostalii, expre nu neapărat. În unele subiecte și are, da. Dar la capitolul ăsta nu. Să includ toți creștini. Acum, haidea să vă învăț eu cum trebuie să vă cereți iertare. Sper că nu deranjez vecinii care dorm în casa asta. Și voi de acolo, de după ecran, sper că mă auziți și mă registrez. La ora 4:30 dimineața. Da? 4:30 dimineața. Eu, o persoană atee, o să vă învăț pe voi credincioșilor cum trebuie să vă cereți iertare. Hm? Bun. În primul rând, vorbesc din propria experiență, adică nu vorbesc nimic ceea ce eu nu pot să fac sau n-am făcut sau nu practic. Da? Spre deosebire de voi. Voi de multe ori vorbiți multe, vă faceți că sfătuiți pe multă lume și până acolo sunteți varză. Varză din aia străcată sunteți. Bun. În primul rând, așa cum știți și voi, îți ceri iertare așa. Ar trebui să-ți ceri iertare pe loc când greșești. Numai că se întâmplă când greșești și nu-ți dai seama, nu? Că se poate întâmpla să nu-ți dai seama că greșești. Dar pe omă te duci acasă, reflectezi, te gândești și îți dai seama, bă, am greșit. Da? Și îți ceri sorry. Numai că asta e partea ușoară. Știți voi, chestia asta cred că o practică destul de multișoară lume. Adică să dai un telefon și să zică, a, sorry, știi, dacă te-am supărat, sorry. Bine, nu știu dacă chiar își cer sorii de-a seriosul, dar măcar bănuiesc că o fac așa. Acum, la partea la care vreau să ajung, e acolo când greșesc, de exemplu, în absența persoanei respective. Adică, vă dau un exemplu cu mine ca să mă înțelegeți. S-a întâmplat odată, nu mai știu să vă spun exact, sincer, cred că în urmă cu vreo 4-5 ani, am stat de vorbă cu o persoană și persoana respectivă mi-a spus ceva de genul că ar fi fain să cunosc o persoană, să mă pretinesc cu ea, că e o persoană de treabă și bla bla bla, la care eu am avut o reacție total neadecvată, dacă pot să spun. Și am zis că, a, nu, nu-mi trebuie mie să fac cunoștință cu persoana cu tare, că... Pf, și am descris-o în câteva cuvinte, în condițiile în care nici nu o cunoșteam pe persoana aia. Am descris-o așa, cum i-a picat mie, da? Așa doar după aparență. Bun. Ca după aia, să treacă vreo 2 ani, cam așa cred că a trecut, 2-3 ani, și să mă întâlnesc exact cu persoana aia pe care eu am descris-o în fața celelalte persoane, să mă întâlnesc exact cu persoana aia pe care eu am vorbit-o, nu că am vorbit-o de rău, dar am descris-o cumva aiurea și nu trebuia să o fac, pentru că nu trebuia să o fac. Și știți ce am spus persoanei respective când am întâlnit-o după 2-3 ani? Mi-am adus aminte de vorbele pe care le-am spus
prietenii ei, cum ar fi că erau două prietenii și așa cum cred că sunt prietenii. Bine, sunt rudite cumva și prin neam, dar sunt și prietenii. Știți ce am spus? I-am zis să știi că în urmă cu vreo 2-3 ani m-am întâlnit cu și am zis numele persoanei. Și să știi că mi-au recomandat să mă întâlnesc cu tine, să mă prietenesc cu tine și eu te-am descris ca fiind așa cum te-am descris. Și zic, uite, îmi pare rău. Deci chiar îmi pare rău, pentru că acum văd că nu e așa. Și mi-am deschis gura degeaba. Spre uimirea mea, persoana respectivă a început să râdă. Și a zis, știi, văduva neagră. Bine, că mi-a zis pe nume. O zis, să știi că la fel am vorbit și eu de tine. La fel am crezut și eu despre tine. Și acum am dat seama că am greșit și eu. Și pur și simplu ne-am luat una pe alta în brață, ne-am cerut sorry și a fost ok. Acum, nu știu care dintre voi aveți puterea să faceți chestia asta. Adică să vorbiți despre cineva, dar despre cineva ăla să fie absent. Și după o perioadă de timp să te duci și să-i spui sorry. Care dintre voi faceți chestia asta? Care? Bine, că ce am vorbit nu a fost mare lucru, dar a fost destul, că a fost rău. A fost negativ. Am zis, nu, că aia fițoasă, nu, că aia nu știu cum, nu, că aia nu știu cum. Nu știu de unde am băgat și atâtea. Habar n-am, că nu trebuia să fac asta. Aici m-am cerut eu odată sorry, când persoana a fost absentă. Voi faceți chestia asta, când vorbiți pe alții de rău. Că o să cresc nivelul, adică nivelul de greutate a iertării asta, dacă vreți, stați-mă un pic cu mine, că vedeți voi. Am început așa cu ceva mai soft, știți? Care dintre voi faceți așa când vorbiți de rău pe cineva, pe nedrept? Să mergeți la persoana respectivă care a fost absentă și să-i spuneți asta și mai mult de atâta, să vă întâlniți și cu persoana la care ați spus chestiile respective și să-i spuneți, mă, uite, m-am dus la cutare și mi-am cerut sorry, că știi? Când am fost noi două sau noi doi. Știi că am vorbit-o de rău. Și de fapt nu a fost așa. Aveți măcar vă atât eu să faceți cum fac eu. Aveți creștinilor care sunteți creștini. Hai să continuăm. Încă un exemplu pe care vi-l dau, prin care am trecut eu, poate ați trecut și prin și voi. Ceva asemănător. Numai că acum am greșit eu față de cineva, cel puțin așa am constatat eu la momentul respectiv, că am greșit față de cineva și mi-am cerut sorry. Numai că e ciudată treaba. Că eu atunci când mi-am cerut sorry, am crezut că mă ajută să fiu sinceră și că merită să fiu sinceră. Numai că să știți că cred că o fost singura dată. Am și eu o vârstă destul de înaintată. În ciuda faptului că îmi cer ăștia de la dansă, știi, la Lidl, la Ediu, când îmi cumpăr Jack Daniel sau ceva, mă rog, în fine, am și o vârstă. De prima dată, și a fost prima dată, și nu cred că o să mi se mai întâmple, că mi-am cerut sorry, și mi-a părut rău că mi-am cerut sorry, mi-a părut rău că am fost sinceră, pentru că persoana respectivă a zis, da, te iert, dar nu m-a iertat. Nu m-a iertat, mi-a făcut un caz penal, dacă vreți, un dosar penal. Bine, acum metaforic vorbind, da? Dar nu știu dacă vi s-a întâmplat și vă o să vă cereți sorry, dar să vă pară rău că v-ați cerut sorry. Ca și cum, bă, mai bine nu spuneai, mai bine tăceai. Și atunci mi-am dat seama că uneori în viață nu se merită să fii sincer. Pur și simplu nu se merită. Mai bine taci. Mai ales că persoana respectivă nu știe, mai bine taci. Acum, ca să ridicăm un pic nivelul, eu v-am dat acum două exemple din viața mea care au fost cele mai extra. Ca așa, când mai greșesc de zi cu zi, când mi se mai întâmplă să greșesc, eu zic sorry. Nu știu la care n-am zis sorry. Dacă careva dintre voi care vă uitați la mine să-mi zic că nu v-am zis sorry și trebuia să spun, vă rog frumos să scrieți și o să-mi cer scuze personal sau public, dar nu mă puneți voi să-mi cer sorry de la Zbentania, că fac nici să-mi zic și nu știu cum. Nu. Unde trebuie să cer sorry, cer. Unde nu, hai pașli. Deci la care vă datori scuză și nu vi le-am cerut sau iertare, lăsați-mi comentarii aici și o să-mi cer sorry. Și spuneți-mi cum vreți să-mi cer sorry, public sau personal. Bun, acum hai să mergem unde am vrut eu să mă duc de fapt. Dar de ce v-am spus chestiile astea prima dată e că nu vreau după ce ascultați video să vă întrebați, bă, dar
eu n-am greșit niciodată, adică eu. Tu n-ai greșit niciodată? Tu n-ai făcut niciodată? Nu v-am spus acum ce mi se întâmplă. Când greșesc, zice zi. Dacă greșesc, deși nu greșesc zilnic, îmi cer sori sau îmi cer scuză. Și două situații în care am fost pusă în extreme, dacă vreți, la sinceritate, au fost atunci când mi-am cerut sori și persoana respectivă și-a cerut sori. Și când o altă persoană a pretins că m-a iertat și nu m-a iertat, deși n-am greșit foarte tare. A fost aiurea cum am greșit, dar nu a fost foarte tare, dar persoana aia nu m-a iertat. Nu știu dacă se uită la videourile mele, habar n-am dacă se uită. Dar știu că nu m-a iertat. Dar asta e prostia mea, că am fost sinceră cu persoana respectivă, nu problem. Că nici o să mai fiu sinceră. E atunci, nici că m-a mai deranjat să fiu foarte sinceră. Nu. Bun. Acum, voi ați fi avut puterea să faceți ce am făcut eu. Adică să vă cereți iertare cum am cerut eu. Ați fi avut? Bun. Acum trecem la o categorie de iertare din asta mai mafiotă. Știți cum cred eu că trebuie să vă cereți voi sorii? Așa care nu ați avut situații similare cu ale mele. Ceva de genul. Dacă, de exemplu, vă apucați voi și spuneți una și alta și spuneți oamenilor bun, bă, voi nu vă opriți. Voi nu vă opriți din amință. Și ponegri și-a instigat la ură, voi nu vă opriți. Dar să presupunem că cum mi s-a întâmplat, de altfel iară mă aduc aminte un caz, mi s-a întâmplat mie. M-am dus odată la cineva. A fost singura persoană care a făcut chestia asta. Persoana despre care vorbesc se uită și nu se uită la videourile mele. Dar a fost singura persoană care mi-a spus așa. Văduva neagră, vine pe nume. Să știi că îmi pare rău că te-am vorbit de rău la cutare. Și nu a fost nimic adevărat, numai că am fost nervoasă pe tine. O zis că nici ea nu știe de ce a fost nervoasă pe mine, dar a fost nervoasă pe mine. Și m-a rugat frumos dacă pot să o iert. E singura persoană care a făcut chestia asta. Care a recunoscut că m-a vorbit de rău pe nedrept și că îi pare rău. Știți ce am spus? I-am zis, dacă îți pare cu adevărat rău, că m-ai vorbit pe nedrept de rău, nu-ți cere sori la mine. Du-te la persoana la care m-ai vorbit de rău și spune, uite, tot ce ți-am spus despre văduva neagră nu a fost adevărat. Tot ce ți-am spus despre ea a fost minciună. Pentru că tu degeaba îți ceri sori la mine. Dacă persoana în fața căreia m-ai denigrat nu știe de fapt care e adevărul. Acum, sincer să vă spun, nu știu dacă s-a dus să facă chestia asta. Nici am întrebat-o. Dar cam așa ar trebui să procedați voi. Asta în cazul care e asemănător cu ce v-am povestit acum, că imediat trecem la alt nivel. Deci, asta cred eu că iertare. Nu să te pui pe genunchi și să spui, Doamne, iartă-mă, că m-am întâlnit astăzi cu Roxana și am vorbit-o de rău pe Ana sau știu pe cine. Nu. Îți cer tu iertare cât îți cer de la adânsul. Da? Dar prima dată începe pământește. Sau după ce ceri sorii lui, începi, tu continui acolo. Ce folos să vă puneți pe genunchi a voștri mincinoși? Ce folos să vă puneți să spuneți, Doamne, iartă-mă? Nu așa să face. Nu așa. Dacă vrei, poți să-i spui și lui, I don't care. Dar tu trebuie să-ți ceri sorii de la persoana de la care tu ai greșit. Față de care tu ai greșit. Adică stai un pic. Tu zici, sorry, Doamne, că am păcătuit și o persoană față de care ai greșit, tu nu-ți ceri sorry? Și nu numai față de persoana aia. Dacă tu pe persoana aia ai pune gripul în față sau în prezența a 100 de oameni, păi tu când îți ceri sorry de la persoana aia, te asigur că toți oamenii în fața căreia tu ai jignit-o, toți oamenii de față. Așa se cere sorry, bă. Așa se cere sorry. Nu înainte de cina Domnului, voi pente care luați cina Domnului, că acum dau în voi, cioc-cioc. Vă faceți înainte de cina Domnului, că, vai, Doamne, te pui pe genunchi, te rog frumos, iartă-mă. Mai postiți două, trei zile înainte și după aia sunteți împăcați voi cu voi înși vă și luați cina Domnului. Nu. Dă-ți oamenii pe care i-ai înjosit. De exemplu, voi bărbaților în șantier,
când vă bateți joc de laborii voștri sau meseriași voi între voi, așa cum v-ați bătut joc de față cu toată lumea, de față cu toată lumea, vă ceare țorii, bă. Care dintre voi faceți asta? Și voi toți care vă uitați la mine, vă numiți creștini. Eu singura atei. Care cel puțin din grupulețul ăsta, nu știu cum să fac, dintre mine și voi care mă urmăriți. Bine, probabil, mai sunt care n-au nicio religie, dar hai să presupunem că eu singura atei. Și eu trebuie să vă dau o lecție cum să vă ceareți ori, că îmi pare că nu faceți așa. Îmi pare eu. Voi nu știți că e un privilegiu să poți să-ți ceri sorii. Pentru că sunt momente în viața asta când vrei să-ți ceri sorii, iar persoana de la care tu te duci să-ți ceri sorii nu mai vrea să te ierte. Sau o decedat. Spuneți-și mie, cum faceți în cazul în care ați greșit foarte mult față de persoană și persoana aia a murit și voi n-ați apucat să spuneți sorii? Hai să lăsăm partea aia duhovnicească. Voi sufletește, voi cu voi înșivă. Cum vă simțiți, mă? Cum? Deci, ca să-ți ceri sorii, să știți că e un privilegiu. E un privilegiu. Pentru că ori persoana e decedată, ori persoana nu mai vrea să-și ceară sorii. De exemplu, au fost persoane care și-au cerut sorii de la mine. Dar nu știu cum să spun. Au fost too late. Vedeți voi? Mulți dintre voi spuneți că niciodată nu e prea târziu. Și folosiți expresia asta în toate contextele. Dar să știți, de la mine, de la Văduva Neagră, că sunt momente în viață când e prea târziu pentru sorii sau pentru alte chestii. Nu tot timpul ăsta vă ajută. Nu. Deci sunt momente în viață când e prea târziu pentru anumite chestii. Acum trebuie să mă duc un pic pe partea asta cu părinți. Pentru ăștia care aveți părinți, da? Sau pentru voi ăștia care sunteți părinți. Dați așa cum stă părul. Deci, am o întrebare pentru voi. Așa, voi ăștia care vă maltratați copiii, da? Care, când zic că maltratați, mă refer că îi bateți. Îi călcați în picioare. La propriu și la, da? Deci la propriu, călcați în picioare. Dați în ei. Îi bateți cu pumii, cu pălmele. Îi călcați în picioare, nu știu dacă mai zis asta. Îi puneți în genunchi. Îi puneți în genunchi pe sticlă spartă, pe grăunță, pe coș de nucă. Îi țineți coarele. Copiii crezi, dezvoltă probleme cu picioarele. Alte probleme de sănătate. Mă, imbecililor care faceți chestia asta cu copii, v-ați cerut sori de la copii? V-ați cerut? Voi ăștia care vă bateți copii și maltratați, v-ați cerut sori? Înainte să vă cereți sori, oricum nu cred că o să vă ierte toți copiii la care le-ați greșit, dar înainte să cereți sori de la ăla și de la copii, ia încercați voi o metodă nouă. Dacă ți-ai pus copilul pe genunchi, exact cum am descris mai înainte, după ce te uiți la video meu, părinte nesâmțit, care ești tu? Mă adresez tuturor părinților care intră în categoria asta. Să vă sufulcați, să vă ridicați pantalonii, așa cum puneați și voi copii de altfel. Și să vă puneți sticlă spartă jos, dar nu orice sticlă, de aia de sticlă de bere, că e mai tare, da? Să vă puneți să stați în genunchi pe sticlă. Și cu mânurile drepte, că e mai greu când stai cu mânurile drepte și cu degetele drepte, e mult mai greu, da? Pe urmă, când vă plictisiți, după vreo jumătate de oră, ridicați-vă. Următoarea zi, puneți-vă grăunță. Următoarea zi, puneți-vă cuie. Următoarea zi, puneți-vă coș de nucă. Pe urmă, când v-ați săturat de stat în genunchi, dar așa cu grosul, cum v-a spus copiii, duceți-vă în oglindă și dați-vă câte o palmă. Dar dați-vă, mă, dați-vă așa altceva. După ce vă dați câte o palmă, dați-vă câte un pum. Dați-vă câte un pum. Așa voi, dați-vă câte un pum. Dacă nu mai puteți să vă dați cu pumă, dați-vă voi cu capul de păreț.
Așa cum voi de altfel dădeați copiii cu capul de păreț. Și am copiii voștri au probleme cu capul și cu dietății. Dați-vă mai cu capul de părere. Deci voi ăștia care vreți să vă cereți iertare de la copii, în cazul în care vă simțiți că vreți să vă cereți ore, faceți așa cum vă zic eu. Prima dată treceți și voi prin ce tratament i-a supus pe copiii voștri. Apoi cereți iertare de la copii, oricum copiii nu o să vă ierte. Și pe urmă ăla, dar ce rost are să ceri ăla dacă copilul nu te iartă? Voi nu credeți că scăpați cam ieftin, nu? Să vă faceți că vă puneți mai pe genunchi. Să spui Tatăl nostru, să spui Doamne, iartă-mă. Și să crezi că ești iertat. Nu credeți că scăpați cam ușor? Nu. Începeți și stați în genunchi. Dați-vă cu capul de păreț. Dați-vă pumii în cap. Mai lau și mai băgați-vă și câte ochii dau în cap. Știți, da? Adică știți cum deschideți cheia să vă băgați în mașină? Băgați-vă în cap. Băgați-vă în cap. Mai dați drumul pe aragaz la mâncare și când e fierbinte, băgați-vă capul ăla. Băgați-vă capul ăla. Și abia după ce faceți toate astea, mai căutați iertare. Iertare pe care nu o găsiți. Vă credeți că numai de la Dumnezeu trebuie să vă șereți iertare, mă credeți și oșilor. Cu ăștia pe care distrugeți pe pământ, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Să ziceți mersi, că nu toată lumea caută să se răzbune. Să ziceți mersi, bă. Mereți voi la biserică și vă faceți că dați sfaturi la unul și la altul, cum să-și crească copii, una alta și voi. Băi, nenoroșiților voi ăștia care sunteți părinți și ați comis infracțiunile astea pe care am enumerat. Vă știți măcar că dacă un copil adult, fiind no problem, se duce și declară că l-ați maltratat în halul ăsta, vă știți că puteți să faceți pușcărie, mă? Băi, nenorociților, știți că puteți face pușcărie. Să vă fie rușine. Să vă fie rușine și mai mereți și mai și predicați. Vă mai bateți și soțiile. Și voi, femeilor, sunteți rele. Sunteți mame fără suflet. Și așa mai departe, nu numai bărbați, și femeile. Știți, iată, mă mir, la ce mai faceți copii? La ce mai faceți copii? N-aveți cu cine vă jucai robi? N-aveți cu cine să vă jucați fotbal? N-aveți în cine, da? Duceți-vă, mă, într-o pădure și dați-vă cu capul de copaci. Și să știți că toți oamenii care cătați iertare la mine și nu vă dau, nu mi-o mai cereți a doua. Nu mi-o mai cereți. Nici măcar nu stau să vă ascult. I don't care. I don't care. Deci de la mine nu mai căutați iertare. Pentru că de vorba cuiva, a zis cineva odată, a auzit o altă persoană că și-a cerut sorii de la mine și a zis, nu trebuie să-ți ceri neapărat sorii de la Văduva Neagră, că ea, dacă te iartă, te iartă și așa. Deci ați înțeles, da? Eu nu-mi trebuie neapărat să-și ceară omul sorii, că încerc să-i găsesc scuză, bă. Poate m-a supărat, că nu știu ce. Mie sunt țățelor. Adică, unde vreau să iert, iert. Unde nu, pașlicul. Deci în fața mea, dacă vă trebuie raiul, să vi-l dai ăla de sus. De la mine nu-l aveți. Ați înțeles? Indiferent cum sunteți, vă considerați-vă cum sunteți prieteni sau ce sunteți, pentru mine sunteți dead. Că și mie mi-a mai zis vreo câteva persoane că și ce dacă mor. Așa vă zic și eu vă. Și ce că mor și nu vă cer sori sau ce că muriți voi. I don't care. I don't care. Înțelegeți voi? Că din cauza voastră e 5 acum ceasă. Și o să se facă 6, 7, 8. Și eu nu dorm. Din cauza voastră. Și să vă fie rușini. Și nu cumva careva după ce vedeți video ăsta să mă sunați. Și să mă întrebați nimic în legătură cu video ăsta, că n-am ce să vorbesc cu nimeni. Ați înțeles? Cu nimeni. Învățați să vă ceareți sori. Atunci când trebuie. Și lăsați vorba aia că niciodată nu-i târziu că va da. Îs momente în viața asta când pentru unele situații prea târziu. Credeți voi că aveți timp. Credeți voi că sunteți entitled, but no.
Nu. Nu sunteți așa superior după cum vă credeți. Nu. Hai, la revedere și învățați-vă să vă ceareți sori.